mesaj e imens, uita. Ați văzut? Face Gigi ceva schimbări la pauză. Intră mesajele cu întârziere, să nu cumva să intre prin minutul 80 când o să fie prea târziu. Chiar dacă pierd niște bani și Muta câștigă, nu-mi pare rău pentru publicul acesta fantastic. Bine ați venit pe canalul Fotbal ca pe vremuri. Astăzi 5 martie 2023 ne pregătim de încă un meci mare. Mergem la Arad să vedem Muta cu FCSB. Nu înainte de a vă spune că astăzi 5 martie facem exact un an de când am postat primul vlog pe canal. Coincidență sau nu, tot la UTA, la Arad, la UTA cu Mioveni, exact acum un an. Nici dacă voiam nu se întâmplau lucrurile așa. Să am un meci tot la UTA exact în aceea zi. Am ajuns 5.000 pe acest canal, ceea ce este foarte bine. Astăzi deci avem UTA FCSB. Voi nu uitați să dați un like și la acest clip. Abonați-vă cei care n-ați făcut-o până acum. Noi ne vom întâlni cu Jojo pe drum, mergem împreună. Va fi un meci cu siguranță, o atmosferă superbă la Arad. FCSB într-o formă foarte bună, UTA într-o formă destul de slabă, dar cred eu că astăzi ambele vor da totul și ambele vor marca, va fi spectacol. Ne vedem pe drum. La drum sunt cu Jojo, așa cum vă spuneam, am întâlnit cu el, știți, de pe vlogurile precedente și îl găsiți la pontul nostru .ro, o să-l vă las în link în descriere. Mister Iazi, ce pronostic ai pentru azi? Ultima oară când am fost la Arad, am pierdut finala campionatului mondial, am înghețat de frig și n-am văzut fotbal deloc. Astăzi am lăsat un Liverpool Manchester United, tot pentru meci de-a lutei. Astăzi sper să vedem fotbal, 2 și 2 plus de la volan. Da, eu cum v-am zis, cred că ambele vor marca și să avem o atmosferă superbă. Astăzi facem și un an de canal, de vlog, tot la Arad, tot pe 5 martie și culmea acum am uitat cu Jojo, tot cu chibulete la centru, că atunci am plecat încărcat de la Arad. Să vedem astăzi. Da, mai multe detalii la stadion. Ne auzim. Peluza. Pe unde? O iau pe aici? Da, fă dreapta aici. Ce pe nebunia. Emulație, a? Da. Am ajuns în zona, ne îndreptăm spre stadion. Suntem cu o oră și 10 minute înainte. Deja sunt cozi formate la porțile stadionului. E emulație mare aici la Arad. Haideți că am intrat. Am primit și programul de meci de la Dunăre la Sena. Imnul suporterilor. Haideți că ne-am așezat și noi la sectorul K aici cu Jojo. Frumos, elegant. Intră portarii stelei acum pe CSB-ului. Huiduiți. Cam așa se vede. Frumos. În Anglia Liverpool are 5-0 cu Man United. Cine se gândea? Mă gândeam că bate Liverpool, dar nici la scorul ăsta. Am crezut inițial că publicul ne huiduie pe noi, că au aflat că am venit din Timișoara. Între timp ne-am uitat pe teren și au intrat cei de la Steaua, așa că ne-am liniștit. Noi astăzi am ajuns mai devreme, altfel ia uitați ce coadă luam, o oră înainte de meci, 50 de minute, nebunie. A intrat chivulete, primit așa cum se cuvine. Aveți vlogul de acum un an, de la UTA cu Mioveni. Și oaspeții.
atmosfera, piele de găină și mai e, sunt 35 de minute până la intratul meciului, vă dați seama ce va fi. Noi am fost și la ultimul meci dintre UTA și FCSB în Cupa României 2-2, când UTA a egalat în minutul 90+7 și a explodat stadionul. Aveți vlogul pe canal. Acolo, el știe atmosfera de aici, emoționat. A început meciul. Acest banner vine din faptul că galeria UTE este înfrățită cu peluza sud, Steaua, CSA. O mică problemă aici la tribuna a doua. Da, nu știu exact despre ce vorba, cei care știți și ați fost acolo, lăsați în comentarii să aflăm și noi. Roger aici a fundat stânga. Da, Roger proaspăt venit de la CFR joacă fundat stânga, pentru că fundașul stânga e în dreapta, ambii fundași dreapta sunt accidentați, și Bucevi și Romario Benzar. Olaru se accidentează după o intrare mai tare a fundașului central, dar la minge, și se cheamă mașina medicală. Are, pare că e doar minge de arbitru. Are girofar mașina cu care a intrat pentru mașina medicală, nu pot să cred, genial.
egalare rapidă FCSB la 4 minute, 1-1 la Arad, GG, ce v-am zis eu la începutul clipului, cred că se vor mai aca goluri. Oricum vă spun o chestie, sunt cât se poate de obiectiv acum, chiar dacă pierd niște bani și UTA câștigă, nu-mi pare rău, pentru publicul acesta fantastic, chiar nu-mi pare rău. Serie de aur. De 6 ani scăpați de sub control, ținem steagul sus, indiferent de orice obstacol. Ocazie mare, FCSM. Da, lumea îl înjură pe Sorescu, care e din Timișoara, așa, și la Poli. Rivalitate mare, UTA cu Poli. Poate Benga, intră Paul Anton și UTA va avea o apărare improvizată, probabil un mijlocaș la închidere. Intră în tălic numărul 14, capitanul Paul Anton, haide UTA! Da, și chiar Paul Anton va trece fundaș central. Nu-i deloc o veste bună pentru UTA. 3 minute avem pentru prima repriză. Cartonaș galben, David, înainte de pauză, pentru un foul la Roger, foș cu echipier. Ultimul meci al lui David cu Petrolul, în care a și marcat, la aveți aici pe canal, ultimul meci de acasă. Și Chivulete a fluierat finalul, primele reprize, 1-1 la pauză. Așadar 1-1 la pauză, până din punctul meu de vedere, FCSB cred că a avut 2-3 ocazii în plus, mai clare, mai ales asta lui Miculescu. Mister, ce zici? Eu zic că FCSB-ul intră cam ușor în care o se vede o nesincronizare. Băieții nu se prea corpunează. Se vede că acolo în stânga la UTA e improvizare, sigur. FCSB cu o viteză în plus, mă aștept cel puțin la un gol din partea FCSB-ului și la o a doua. UTA joacă așa cu suflet, să zic. Chiar și așa, sigur. Ce zici? La modul cel mai sincer vă spun, prefer să vă am biletul pierzător astăzi la pariuri, dar să văd oamenii plecând fericiți de la stadion. O victorie poate a UTA-i obținută prin aportul suporterilor. Vedem repriza a doua. Ce zici, face Gigi ceva schimbări la pauză? Nu știu, problema este că la Arad nu prea este semnal. Toată lumea este pe rețea, pe 5G și s-ar putea ca să nea Gigi să nu poată să ia legătura cu... Să n-ai băs semnal să transmită aici la Memea și la Pintilii. Și pe WhatsApp intră mesajele cu întârziere, să nu cumva să intre prin minutul 80 când o să fie prea târziu. Un club glorios cu cei mai frumoși fani lăsați de izbeliște din foame pentru bani. Nu mai poate Otele, va fi înlocuit, se face semn acum, cel mai periculos om al UTA-i până acum. Da, și la FCSB la pauză, a intrat Cordea în locul lui Ejuma. Le intră Postolachi.
fost la Paris Saint-Germain. Virgiliu Postolachi. Hai de unde! E imensă, uita! Ați văzut cum se schimbă decizie? S-a dat out după aia corner și acum out! Ocazie imensă, uita! Ați văzut... La fel ca anul trecut când am început primul vlog aici la Aradul Ioveni, Ivulete va pleca încărcat și în seara asta.
Ce meci face UTA cu FCSB 3-1, mi-aduce aminte de vlogurile cu Petrolul și FCU Craiova. Cei 32 de spectatori. Ubing, marcatorul golului 3. Iese Rareș Pop, tânărul puști de 17 ani, Standing Ovation. Rareș chemă să salte galeria. Jucători străini aduși pentru comisioane, în timp ce ai noștri sunt tratați cu nepăsare. 9 minute de prelungire. Incredibil. Final 3-1. Ia zi, mister, ce s-a întâmplat? Domnilor! Opa! 2000 s-au dus pe FCSB. Dar... asta este! Banii nu sunt totul! Banii nu sunt totul în viață! Aș fi preferat să câștig banii aia, dar când văd suporterii ăștia minunați, nu pot să stau supărat! Fotbalul până la urmă este pentru suporteri și nu pentru bani. Felicitări, UTA! Exact. Atmosfera de nota 1000. Dați un like la acest clip și să vă abonați. Și mai multe de la mașină, că e frig, nu mai putem. Da, știu pe cine.
Da, ne întoarcem, ce să mai, istorie, istoria asta a făcut tot astăzi. Rămâne în istorie, va rămâne în istorie acest meci, se va povesti probabil și nepoților o victorie mare la Arad cu FCSB. Mister, ce zici? Ei, ei, se pare că Liga 1 a ajuns mai ceva ca Premier League. Orice echipă poate să bată pe oricare. Am văzut o a doua repriză în care nu am recunoscut-o pur și simplu pe FCSB. În orice caz vreau să-i felicit pe arădeni și pentru atmosferă și pentru jocul din repriza a doua. După cum spuneam, chiar dacă am pierdut la pariuri, măcar mă bucur pentru suporterii care au plecat fericiți de la stadion. Încă o dată felicitări și de acest meci se va povesti și la Timișoara. Ce să mai, nicio echipă din primele patru n-a câștigat etapa asta. Vedem mâine CFR-ul dacă va reuși cu Sepsi. Dacă Sepsi bate, e cam asigurat play-off-ul pentru ei. Până data viitoare, nu uitați să vă abonați. Cei care n-ați făcut-o, apăsați butonul de like la acest clip și ne auzim. Pa, pa! Papa.